A spus că există substanță de contrast. Există substanță de contrast, acea substanță de contrast care este necesară sau un înlocuitor de substanță de contrast? Cea originală. Cea originală, da? Da. Ok. Aveți și CD-uri, cum a zis domnul Dănuț Numbu? Da. Și monitor? Da. Da? Sau da? Nu știu, la momentul ăsta. Ați văzut? N-aveți, vă răspund eu. N-aveți. Și nici n-ați avut și n-aveți de 2 săptămâni. Haideți să terminăm cu minciunile și cu prostia asta. Găsiți un manager și puneți-l la spital, așa cum ați făcut cu nu știu ce oameni, să terminăm balamul cu ăsta. Pentru că doamna este în mijlocul unei șerpării acolo și chiar dacă ar vrea să facă treabă, deși nu știu cât ar vrea, dar nu poate. Domnul consilier, poate să facă o propunere? Cum să nu? În momentul când doamna manager o să-și dea demisia, vă propun dumneavoastră că sunteți artizanul tuturor șerpăriilor. Eu primul cu care l-aș face, v-aș băga la pârnaie dacă ați vrea. E, dacă ați vrea dumneavoastră și mâine m-ați băga la pârnaie. Nu e adevărat. Nu e adevărat. N-aveți cum. N-am cum? Da. Vă rog frumos. Domnul președinte, n-am terminat. Deci am eu rugăminte la dumneavoastră cu amenințările astea de a mă băga pe mine la pârnaie, de a mă lua gâtul și cu amenințările la adresa mea și a familiei mele. Da? Nici nu știu. Da, aceste lucruri le vom tranșa în instanță. Domnul președinte. Mai aveți niște procese cu colegii de-ai noștri și ce să stăm la rând. Stați la rând, că vă iau pe toți la rând. Nu e nicio fel de problemă. Stați la rând. Dumneavoastră undeva într-o lume paralelă. Domnul președinte, vorbeam și n-am terminat. Eu dacă sper să nu schimbați tratamentul, rețeta, că... Poftim? Nu, să nu schimbați tratamentul, asta vă spun. Poate că dumneavoastră nu o să-l schimbă, nu la coi. Tratamentul dumneavoastră. Al meu personal? Sunteți paralel, total. Deci n-am terminat. Explicați-le prăjurile dumneavoastră că făceați 2 RMN-uri pe zi. 2 RMN-uri pe zi n-am făcut niciodată. La spital? Da, la spital. Niciodată. 2 RMN-uri pe zi? Sunteți bolnav pe microglobulina. Păi microglobulina ar fi fost la zero. Dumneata ești TC, ministra tehnologia cărnișa mezerurilor și te-ai ocupat întâmplător de vânzări. Îmi pare rău, cred că mi-ați ratat specializarea. Ce-o ai ferat atunci, nu contează. Habar, n-aveți. Nu e nimic, e important că ai făcut-o în 6 ani, nu în 5. Deci, nu, am făcut-o în 5, dar v-ați numărat din 2 în 2. Nu e nimic. Deci, domnul președinte, eu vorbeam despre lucruri serioase. Dacă dumneavoastră vă plecați la o clinică privată când aveți nevoie, treaba dumneavoastră și eu fac la fel. Dar știți de ce? Pentru că spitalul nu e condus de nimeni. E doar prăduit de toată lumea. Inclusiv de oamenii dumneavoastră. Inclusiv de dumneavoastră. De mine? Poftim? Vă rog. Stai, când am terminat. Poftim? Eu am furat ceva de la spital? Așa ați spus. Inclusiv de dumneavoastră. Eu am furat ceva de la spital? Aveți proprietatea cuvintelor sau ați rămas la plajă? Deci nu am terminat. Doamna director nu știe dacă are monitor. N-are, nu contează. Am fost mințiți de nenumărate ori privind stocurile de medicamente, privind medicamentele care sunt și așa mai departe. Ziariștii au fost plimbați prin niște săli cu niște cutii goale. Nu, domnule, am zis că am fost mințiți și eu în calitate de consilier, cât și colegii mei, pentru că am o meserie. Spre deosebire de dumneavoastră, nu știu ce meserie. Nu, alegeți-vă în... Eu am o meserie pe care o fac când plec de aici. Că eu trăiesc din privat, nu din asta ca dumneavoastră. Asta încercam să vă spun. Am dorit un raport al doamnei manager cu toate intrările în farmacie și cine sunt cei care vând și când a fost făcută achiziția, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Așa. 2. Am dorit să știm exact dacă acel plan există sau nu. Nu vreau să răspundesc cu nu, că n-are niciun rost să ne certăm. Am dorit să știm exact ce angajări s-au făcut, în ce perioadă, că tot timpul până acum vorbeam de Olcuța nu știu cum, care făcea și dregea. Se pare că fenomenul a rămas virusul acolo, sunt aceleași discuții.